Da, așa, așa, așa. Da. Da, așa. Așa, ai terminat? Mă las să-mi fac și-o treaba? Că nu-i bine să par moale, câinii simt frica. Știu doar o cale, îmi schimb optica. How, 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 yippee-o, yippee-ei, unde sunt câinii mei? De ce am dat drumul la cameră? Poate se întreabă careva. Bă, băieți, Azazel a devenit tată din nou și despre asta vreau să vorbim puțin, despre urmașii lui. De data asta n-a mai făcut unul, a făcut 11 bucăți, 11 papițoi, sunt 11 șobolani. A făcut două femele maro și 9 masculi, dintre care 4 maro și 5 negri. Sunt niște șobolani, ce să mai una peste alta. Și mai mult de asta am zis să fac episodul ăsta ca să vă spun că dacă este careva interesat sau poate știți pe careva care ar vrea Doberman, s-a făcut anul ăsta, am vorbit și cu băiatul care are femela, dacă el găsește să-i dea, să-i dea liniștit, n-am nicio treabă, dar în același timp și eu dacă pot să ajut, ajut și eu și dacă e careva interesat să vină să mă întrebe, doar că eu nu o să-l dau chiar așa la oricine. Acum poate ziceți că aia uite-l pe ăsta, bă. Da. Pentru că eu știu ce înseamnă să ai un Doberman și nu este așa simplu. Și dacă cumva este careva interesat și o să vrea să mă contacteze și să vină să vorbim, să știe de pe acum că eu o să-l întreb niște chestii la care poate nu vrea să răspundă. Cum ar fi? Ce face? Unde stă? Ce planuri are cu el? Dacă îi taie coada, urechile? Cum? Unde? D-astea. Și poate și altfel de întrebări care cred eu că ar fi importante, pentru că una peste alta e un suflet și eu știu ce înseamnă să ai grijă de un animal ca ăsta la bloc, mai ales. Eu știu ce înseamnă și entuziasmul ăla când îl vezi așa mic și șapte dacă se poate. Mai durează până o să fie gata de dat, că nu sunt copți, cred că minim 2 luni de acum încolo. Deci dacă cumva se găsește careva interesat, să știe că o să vină și o să avem o mică discuție despre creșterea animalului și mai ales despre cum ar trebui să se comporte cu un animal ca ăsta, pentru că eu cred că sunt destul de în măsură să-mi dau cu părerea, având în vedere că Azazel face 5 ani și nu ca să mă cac pe mine, dar nu e the average dog. Și dacă sunt dispus să se înhame la așa ceva. Că nu vreau să ajungă pe temiri unde și când vede omul că aoleu, stai că iarna, ia uite cum e, ia uite cum plouă. E, trebuie să le știi dinainte lucrurile astea că suntem sătui de maidanezi și de oameni proști, mai ales. Oamenii trebuie să înțeleagă bine faptul că este un câine, dar este și un suflet. Adică nu e bine nici să-l tratezi ca un copil, a țițirica mea, vino aici și să-l iei repede în brațe și toate alea, că ea sunt cei mai proști câini, în special ea de talinică. De-aia clănță în dragi că sunt răsfățați blană, că sunt cei mici, că ce, și ce, dacă e mic, ce poate să fie prost? Și mai sunt brigada elaltă care sunt la modul, ce bă, e un câine, lanț și sârmă. Nu e nici așa, nici așa, de-aia trebuie să înțelegi bine care e treaba, să știi că trebuie să te înțelegi cu el, că e un suflet, că trebuie să-l iubești, că are nevoie de afecțiune. Cât pentru un câine? Asta e, adică acolo trebuie să fie bine balanța. Și eu lucrurile astea, de exemplu, nu le-am știut, dar mi-a plăcut atât de tare și eu merg pe principiu că dacă te-am mâncat în cur, scalpină-te cu un băț cât mai mare. Și eu cu Azazel ne-am învățat unul pe altul niște chestii. Eu l-am învățat cum să stea la bloc și să fie civilizat și m-am învățat pe mine alte chestii, pe partea spirituală. Că ăsta mi-a deschis mie chakrele. Și în afară de asta voiam să vă mai povestesc puțin despre alimentație. Și vă spun cum l-am hrănit eu pe cumătul până în momentul de față. De ce vreau să spun lucrul ăsta? Pentru că am văzut o grămadă de câini care nu au conformația pe care ar trebui să o aibă și, în general, asta se datorează alimentației. Primul sfat pe care pot să-l dau în ceea ce privește alimentația este să nu vă luați după nimeni. Adică informați-vă, citiți, dar nu vă luați după părere, pentru că după părere, tati, e omul și părerea. În același timp să nu te iei după nimeni și nici să nu citești, să te informezi, să faci doar de capul tău, nu e bine. Luați cazul de față, pentru că am fost foarte prost când l-am luat pe Azazel. Am ajuns acasă și vă dați seama ce să-i dau să mănânce. Mie la tavă, domn, să știu eu ce trebuie să mănânce. Eram setat că trebuie să iau bobițe. M-am dus la un pet shop, am cerut de 50 de lei bobițe pentru un câine de 3 luni. Mi le-a dat, am ajuns cu ele acasă și acum mă uitam la ele. Și mă uitam la Azazel, mă uitam la Boabe
Și am zis, bă, cât să-i dau, la cât e, ia toate. Și s-a întâmplat treaba asta vreo 3 zile la rând, i-am dat să mănânce în dragi. Și după vreo 3 zile, 4 zile, eu știu, mă duc cu el la veterinar pentru revizia tehnică. Și ajung acolo și ne întrebă doctor, domn doctor, dar cam cum ar trebui să-i dau mâncare la plovan? Păi bă, vezi și tu, în funcție de mâncare, vezi că scrie pe sac acolo, îi dai cum scrie pe sac. Următorul pas m-am dus și am luat un sac de mâncare, să văd exact cât trebuie să-i dau să mănânce. Am ajuns acasă, am citit pe ăla cât trebuie să-i dau să mănânce. Trebuia să-i dau, nu știu, 300 și ceva de grame, împărțite în 3 mese pe zi. Dimineața, la prânz și seara. După ce am văzut cât trebuie să-i dau mâncare, am pus într-o pungă niște mâncare, m-am dus la veterinar, l-am rugat frumos să-mi cântărească exact și să mi le pună într-o pungă. Deci am făcut asta ca să știu cât trebuie să-i pun eu, că n-aveam cântat la casă și nu puteam să-i cântăresc fiecare masă. Și am ajuns cu mâncarea acasă și am căutat un recipient care să nimerească fix cu mâncarea aia și mâncarea aia o împărțeam în 3 mese pe zi. Dar de ce am zis treaba asta? Pentru că eu v-am zis, primele 3-4 zile i-am dat așa, Dan, ia tati și mănâncă. E, când am cântărit mâncarea, ce să vă zic, cred că îi dădeam să mănânce de 5 ori mai mult pe zi sau ceva de gel. Îi dădeam, v-am zis, să vedeam atât, am zis, bă, trebuie să mănânci așa, 2-3 pun, 2-3 pun. Și dacă tot mânca, tot mânca, ia tati că ți-e foame, ia că ți-e foame. Și el când colo mânca că e prost, că el ar mânca, cred că cât îi dai. Asta a fost la început, 3 mese pe zi, prima jumătate de an. De la o jumătate de an la un an s-a mărit puțin cantitatea, dar îi dădeam doar 2 mese pe zi, dimineața și seara. Și de la un an încolo i-am dat o singură masă pe zi, plus minus un kil de boabe. Seara, program fix, adică îi pun mâncarea pe la 7:30-8, ceva de genul. Și dacă nu mănâncă până la 10, adio, eu iau și eu dau a doua zi, pentru că trebuie să respecte treaba asta. Bine, ce-i drept de vreo jumătate de an nu prea mai fac el așa, că îl las acolo, adică din 3 dăți eu iau o dată. Și în afară de boabe ce mai mănâncă Azazel? Mai mănâncă recompense de alea pentru el, iau tot felul de prostii, fâșii de bacon, niște rondele de alea de la Pedigree, de la de dinții dau câte unul pe zi, niște spirale din alea de vitamine, calciu de vreo 2-3 ori pe an, niște biscuiți de aia în formă de os așa tot de la Pedigree, de alea îi dau mereu. Ce nu-i dau? Mâncare de om. Adică n-am mâncat ciorbe, tocănițe, am mai gustat și el, vă dați seama că îi mai dau, mai cumpăr cât un os din ăla special afumat pentru el. Dar ălea mai răruț așa, de câteva ori pe an, dar ciorbe și ăstea n-am mâncat, nu. Câte o bucată de cărniță, câte o ceva, aia îi mai dau, l-am mai luat la câte un grătar, îi mai arunci că doar nu stai să... Dar în mare parte alimentația trebuie să fie strictă, din mai multe puncte de vedere, dar ăstea le înveți pe parcurs, timp să ai, că de învățat înveți. Da, atât am avut de zis. Dacă auziți pe cineva că vrea Doberman, să ziceți da, Azazel. Dar să nu veniți la mine sau să veniți cu cineva la mine care credeți că nu va strânge căcatul după el dacă se cacă în drumul omului. Ăsta este un big reminder, în primul și în primul rând. Și după aia vorbim noi și despre cum o să-l întrețină, unde o să-l țină și de-astea. Că uite, când se face mare de la 2 ani încolo, ăsta mănâncă 2 salci de mâncare pe lună. Că e ziua și chilu, ziua și chilu. Și apropo de mâncare, uite și cu asta termin, mi-au să-i aminte acum așa. Când era Azazel mic, stăteam într-un apartament cu 2 camere și o bucătărie. Și o cameră nu o foloseam, că stăteam singur și într-una dormeam și cam bucătăria era așa gen open space, stăteam acolo toată ziua. Și o cameră era un fel de dressing-o de barat, ceva de genul. Nu puteam să-l las, că știam că face urlet, că bă, urla, mamă, mamă, stăteam la 4 și l-auzeam de jos. Sau... Dar am zis eu că îl încerc, hai că văd eu cum fac, că nu știu ce. Și mai tot plecam. Și plec într-o zi, bă, fraților. Și am stat, să zic, o oră. Mă așteptam să vin acasă să fie Bauhaus. Ajung la bloc, nu s-auzea nimic. Zic, bă, să dea. Intru în scară, intru așa, merg încet, nu s-auzea nimic. Zic, bă, să dea. Încep să urc treptele, bă, frate, ziceai că merg la furat. Uite așa, tip, tine mergeam și așteptam să aud, să văd dacă... Bă, nimic. Ajung sus la ușă, liniște. Și zic, bă, în sufletul meu așa, zic, bă, nu vine să cred. S-a potolit, să face cu minte, stă singur, mamă, ce tare, mă bucuram așa în mine. Și în același timp mi-a trecut și faptul, sau poate e mort. Erau două variante. Și acum mă gândesc eu, bă, orice ar fi făcut. Și dacă face ceva, m-am gândit, poate lua de la canapea. Trebuie să-l prind în flagrant. Și acum pun eu mâna pe lângă clanț așa. Țintesc chiala ca să bag cheia să deschid. Bag cheia, fac așa, pac, deschid ușa și intru. Liniște, nu era nici câinele,
Mă uit prima dată la geam, era geamul fix acolo, m-am gândit ca să ripă geam, mă uit geamul închis, zic, bă, nu se poate. Și din ușa așa, am făcut așa puțin, că se vedea ușa de la camera aia și când dau așa, se vedea o bucată, atâta și era ușa deschisă. Și am zis, intru în apartament, bă, fraților, când deschid ușa, boschetarul ăsta în mijlocul camerei. Trăsese sacul de mâncare, îl rupsese la un colț ca să iasă boabele. După ce a rupt sacul și a văzut că pe acolo iese, a tras așa de el și-și făcuse grămadă mare de boabe și el stătea culcat în grămadă aia de boabe și mânca. Și a văzut când am ajuns, el mânca, lua așa și stătea la mine. Bă, vă dați seama că am înnebunit, dă acceptat blană, dus la locul lui. Nu putea să stea culcat, s-a fost culcat așa și s-a dat imediat într-o parte. Bă, zicea că e somalez, era tot așa drept și unde era stomacul avea așa o mingiuță. Era așa puțin balonat, să zic. Apropo de mâncare. Ai, ce să mai, până la următorul episod, vă pupă fratele vostru, pace vouă. Nu-i bine să par moale, câinii simt frica. Știu doar o cale, îmi schimb optica. Bă, ce mă împingi? Mai bine tu la bele pe mine. Iar la bele de pe mine.